Noi norme pentru pneuri. La prima reuniune de la Bruxelles a Consiliului Energie, desfășurat sub egida președinției României a Consiliului Uniunii Europene, s-a discutat despre actualizarea regulamentului privind etichetarea energetică a pneurilor. Astfel, etichetele vor fi afișate în mod mai vizibil pentru consumatori și vor include informații cu privire la aderența pe zăpadă și pe gheață. Ministrul român al energiei, Anton Anton, a explicat avantajele acestui proiect. Prin această inițiativă, se urmărește o mai bună informare a consumatorilor cu privire la eficiența din punct de vedere al consumului de combustibil, siguranța și zgomotul pneurilor introduse pe piață. Noile cerințe privind afișarea etichetei vor fi aplicate inclusiv pentru vânzarea la distanță și vânzările pe internet. Astfel, clienții vor fi deplin informați atunci când iau decizii de cumpărare. Domeniul de aplicare a regulamentului este extins pentru prima dată la pneurile pentru camioane și autobuze. Anterior, numai pneurile pentru autoturisme și camionete făceau obiectul normelor. Scopul sistemului de etichetare a pneurilor constă în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. De asemenea, prin etichetare se vor cunoaște parametrii pneurilor puse la vânzare. Prin urmare, noile norme prevăd creșterea siguranței rutiere printr-o informare mai bună a consumatorilor. Potrivit unor statistici, transportul rutier generează aproximativ 22% din emisiile totale de gaze cu efect de seră din Uniunea Europeană, iar pneurile, mai ales din cauza rezistenței la rulare, sunt răspunzătoare pentru 5-10% din consumul de combustibil al unui vehicul. Parlamentul European va lua o poziție cu privire la acest dosar, iar apoi vor începe negocierile interinstituționale.